Bună ziua! Este o reală plăcere să fiu astăzi la Dumitrești, alături de domnul primar, de tot ceea ce înseamnă investițiile în comuna Dumitrești. După cum bine știți, la Dumitrești se investește, se lucrează. Iată, astăzi, pe lângă soarele ăsta arzător, avem și un chef de muncă și chiar felicit pe domnul primar, pe domnul Adrian Banaus, pentru faptul că este prezent pe șantierele pe care le are în implementare prin fondurile europene. Nu o să vorbesc eu prea mult despre această investiție, eu doar vă spun că sunt bucuros să văd că tradiția și identitatea satului românesc sunt conservate prin astfel de proiecte. Din fonduri europene putem să ne gândim din nou la satul românesc. Și cred că primarul Adrian Banaus va spune mai multe lucruri despre acest lucru. Oricum, Adrian, îmi place ceea ce se întâmplă la Dumitrești. Bună ziua, bine ați revenit, domnul președinte, la Comuna Dumitrești. Așa este, după cum vedeți, în ultimii 3 ani s-au întâmplat multe la Dumitrești, eu sper să întâmple și mai multe. Ne aflăm astăzi la fostul cămin de fete, o clădire administrativă UAT Dumitrești primită de la Consiliul Județean, o clădire care a primit finanțare în programul 2014-2020. Contractul a fost semnat, din păcate, spun eu, doar anul trecut, în august. Zic e bine. Dar este bine, un contract care trebuie finalizat până în decembrie anul acesta. Cu ajutorul domnului constructor, în care ne-am pus toți speranța și încrederea, la 31 decembrie... Domnul constructor are mai multe provocări și cu Consiliul Județean, dar eu sunt convins că le termine. Eu profit de ocazia că domnul constructor este locuitor acum lui Chioșden, trece pe Valea Râmnicului aproape în fiecare zi. Cred că este o onoare și pentru dumnealui și pentru noi această clădire și ne simțim obligați să o finalizăm. Ce să vă spun? Valoarea proiectului este de 18 milioane, licitată la 18 milioane lei, licitată la 10.700.000, doar valoarea construcțiilor. Cum v-am spus, sper că la 31 decembrie lucrarea asta să fie finalizată. Și ea va fi dată în circuitul public, nu? Va fi dată în circuitul public. Avem câteva idei, dar o să le lăsăm pentru atunci. Am înțeles, da. Constructorul, probleme ceva? Cu plăcile? Nu. Cu plăcile... De-abia acum ne deblochez. Ușor. Nu, că știu, trebuie vorbi serios. Am primit astăzi e-mail, culmea chiar astăzi, am primit e-mail când a fost acordat o finanțare. Da, așa. Bun. Asta înseamnă că mâine vă o să avem bani. Prefinanțarea nu înseamnă finalizare. De la prefinanțare până la finalizare mai avem. Problema este că voi, ca UAT, nu puteți susține, din punct de vedere financiar, cum ar putea susține CJ-ul. Și nici CJ-ul. Uneori. Da, trebuie să recunoaștem. Da, recunoaștem. Este o clădire care este costisitoare și pentru noi. Numai valoarea cofinanțării este de 1.100.000. Dar, cum spuneți asta, nu ne plângem. Trebuie să ne scoatem la capăt. Da. Avem toată încrederea. Dacă vrem să fim sănătoși, în decembrie vom realiza în totalitate. Da. Mulțumim și vă mai așteptăm. Ce spate ce are? Aici o altă curte. Thank you.